diferența este cea mai severă școală. Aici nu putem copia, nu putem să avem același subiect în fiecare zi sau peste o lună sau peste un an. În această viață noi, practic, ne dăm acordul fie să trecem peste o provocare cu bine, fie acea provocare ni se va repeta din nou și din nou. Și foarte mulți, și eu v-am întrebat de multe ori de ce e tot îmi vine aceeași încercare din nou și din nou, pentru că nu am trecut, să zic așa, examenul la acea încercare. Cum putem noi să trecem acel examen binecuvântând tot ceea ce vine negativ? În momentul în care admitem, acceptăm și binecuvântăm tot ceea ce vine negativ, în acel moment am trecut examenul. Să știți că este așa de greu. Și mie mi-a fost greu. Și mie este greu de multe ori atunci când practic ești nevinovat și primești insulte, acuzații, jigniri, judecăți. Însă, dacă noi transmitem iubire, ghiți ce? Ce primim înapoi? Iubire. Așa că dați-ne voie, dați-ne voie în sensul că este bine ca să ne dăm acordul la acest aspect, deoarece atunci când noi simțim că facem acest lucru cu adevărat, se vor întoarce multe binecuvântări. Vă iubesc!